Opa, vă salut, băi, șefanilor, și bine v-am găsit la o nouă lecție de supraviețuire aici în jungla amazoniană din Africa de Sud. Suntem pe cale să vânăm niște lupi aici și bă, noi suntem deja pregătiți. Uitați-vă, suntem antrenați, avem o bâtă ca să ne batem cu el. Vrem să-l capturăm și să-l facem animal de companie. Haideți să-l găsim, let's go, mane. Mamă, de pe aici sunt și de-astea multe crăci. Vă dați seama ce în jungla asta amazoniană, vă dați seama că găsește tot felul de-astea de crengi, de tulpini, de-astea care e carnivore. Vă dați seama, na, vă arăt și peisajul. Este unul mirific, gogiunilor, unul mirific. Hai că nici nu e cui de cioară la. Haideți să mergem mai departe. Filmăm în șiburenile acestea minunate. Sigur că da, genule, sigur că da. Trebuie neapărat să avem grijă la drum, că pe aici sunt foarte mulți lupi alfa. Dar eu m-am pregătit special pentru lupii aceștia. Uitați, deja am în mână acest instrument. Dacă îi dau una pe cap, s-a terminat, ești nebun. Uitați, genule, deja pare foarte periculos, de-am îndepărtat foarte mult de civilizație. Haideți, genilor, că nu se poate așa ceva, ești nebun. Că dacă îi dau una, fii atent, și de unde pleacă asta? Bă, direct la sub braț pleacă asta, ești nebun? Să ne înțelegem. La sub braț, bang, i-am dat una, a murit. Haideți, manilor. Bă, da, așa e împrejurime periculoasă, n-am văzut în viață. Mă, uitați aici, capcanili. Dar nu cădem în ele, nu cădem, că băi, nasul rău de tot. Dar ne uităm și în partea aia. Da, acum nu trebuie să facem foarte mult zgomot. Dacă facem foarte mult zgomot, o să ne vadă lupul și nu e bine. Dacă ne vede lupul, trebuie să-l atacăm pe la spate, pe la astea. Dacă luăm pe la față, s-a terminat, deci ne mușcă. Trebuie să fim foarte agili. Să fim foarte agili, Johnle. Că nu e chiar catering ca așa să fim mușcat de un lup alfa. Nu e lup normal, e alfa. Haideți să fim foarte vigilenți. Nu facem foarte multă gălăgie, că vă dați seama că ne atacă, Johnilor. Na, haideți să fim pregătiți. Mi-e foarte frică. Mamă, era să mă împiedică și ceva, nu contează. Ne-am redresat repede. Noi suntem pregătiți, Johnle, suntem pregătiți, nu e chiar așa cum credeți voi. Am uitat și ne-am pregătit. Haideți să ne uităm așa. Pe aici, prin zonă, parcă auzisem un lup. Uitați-l, Johnle. L-ați văzut, Johnle? Stați puțin să nu ne vadă. Trebuie să luăm așa împrejur, cum am învățat în tehnici de supraviețuire numărul 2. Johnle, fiți pe fază, că e periculos rău de tot. Uitați-l cum mărie, mamă, cum mărie, bă, așa ceva n-am văzut în viața mea. Johnle, ne apropiem foarte vigilent, să nu ne observe. Ce s-a auzit? Nu se poate, ce s-a auzit? Oare prietena lui? Dar văd că e singur, nu o să aibă multă șansă. Dacă e singur, luăm ușor, Johnle. Bă, ești nebun, dintr-o singură bucată l-am omorât, ești nebun. Mamă, câtă putere, bă, așa ceva, bă. Du-te, lasă-mă, dintr-o singură bucată, mă, să-l omor. Ia stați, bă, așa că-l fac animal de companie, cum am promis, Johnule, 2 secunde. Bă, ce vorbești, mă, ești nebun. Stați 2 secunde, uitați, am prins lupul. Să nu ziceți că eu nu am prins lup de-astea. Uite, și-l fac și animal de companie, ești nebun, te leg, bang. E zgardă de asta specială pentru lupi. Deci nu e chiar așa cum credeți voi. Uitați, Johnule. Am prins lupul, Johnule. O dai? Să mor, dar unde a plecat? Nimeni nu știe. Mamă, să mă de ceva. Acolo este un Tyrannosaurus Rex. Dar încă nu ne băgăm pe ăla. O să ne băgăm data viitoare. Legăm de acest copac și mergem mai departe. Poate o să mai găsim. Oricum, un loc foarte, foarte ciudat. Cu niște bulieni de-astea sălbatice care poate să mânce oricând. Sunt alea carnivore. Deci, na. Bă, rugăm eu, sunt pregătit să o duc. Nu mă enerva, Johnilor. Că ne supărăm rău de tot. Ia uite, mai filmăm gigopagii ăștia învloriți. Ne uităm în ger, vedem o dungă de avion. De avionaș. O mai zic unii. Hai să ne mai băgăm mai mult în această junglă amazoniană. Să pătrunde mai mult în ea. Să vedem mai amănunțit, cum s-ar spune, Johnule. Scuzați aceste cuvinte filozofice, dar l-am găsit și eu pe și am spus să le spun. Dacă tot l-am găsit pe la reducere. Stai să scuipăm, să ne marcăm ținta.
Pe unde am ei, pe unde astea, Giulule? Da? Foarte interesant, Giulule, foarte interesant. Da, un teritoriu foarte muncit de aceste animale sălbatice. Mamă, ești nebun, m-am zgâriat. Așa ceva. Uitați-vă și priviți. Admirați că nu o să mai vedeți această junglă. Băi, la nimeni nu mai vedeți pe canal această junglă amazoniană, mă. Uitați, plante carnivore. Haideți să punem mâna pe ele, să vedem ce se întâmplă. Oare o să murim sau sal? Stai că n-am filmat bine, am greșit mâna. Bă, ce s-a văzut acolo? Băi, Johnule, nu se poate. O să fim atacați de vulturi măiaștri, Johnule. Așa ceva. Bă, Johnule, bă. Nu se poate, bă, nu se poate. Da, incredibil, bă. Incredibil, incredibil. Da, ce pot să spun? Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, subscribe dacă sunteți noi și share, mă ajută foarte mult. Salut!